Vremea își face de cap în România. Dacă pe crestele munților am avut codul roșu de vânt, cu rafale ce au atins și 140 de km pe oră, în sudul țării temperaturile sunt de primăvară. În capitală, termometrele au arătat 20 de grade Celsius. A fost cea mai caldă zi de ianuarie din București din ultimii 22 de ani. Pe așa o vreme frumoasă, mulți au ales parcurile. Am zis să ieșim un pic, tocmai în ideea să ne bucurăm un pic de vremea aceasta, că mi-aduc aminte când eram copil pe vremea aceasta, când ne jucam în zăpadă, nici de cum ne plimbam la 20 de grade. Cum ați îmbrăcat? Momentan de toamnă, așa, dar cred că la 3-4 renunțăm la geacă. Mi-e destul de cald și îmbrăcat, așa. Cam câte grade simțiți că sunt? 18-19. E destul de cald, asta am fi ieșit. Trecând peste bucuria de a ne plimba sub soarele generos, temperaturile neobișnuite ridicate îi pun în dificultate pe fermieri, care spun că se confruntă cu multe probleme. Dăunători cum ar fi insectele, care sunt omniprezente în această perioadă. Avem și partea de șoareci de câmp, care din cauza faptului că nu am avut parte de ger, de viscol, de zăpadă, ei au suficientă hrană la dispoziție să se mulțească. Asta diminuează semnificativ producțiile fermierilor. În livezi ar fi dezastru dacă, după aceste zile călduroase, ar veni înghețul. Pomii fructiferi au rezistențe care se cifrează de la minus 20 până la minus 40 de grade Celsius, dar odată cu apariția acestor temperaturi foarte ridicate, reprezintă practic o decălire, o familiarizare cu primăvara, din punctul lor de vedere, astfel încât mugurii care au apărut sunt foarte sensibili la orice tip de îngheț care apare. Încă de la începutul iernii, temperaturile au fost mult mai ridicate decât în alți ani. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, anul 2022 a fost al treilea cel mai călduros an din istoria măsurătorilor meteorologice din România, temperatura medie anuală fiind de 11,77 grade Celsius.